Sanis Benedict, prea cuvioase Părinte Dosoftei, prea cucernice Părinte Direcă, prea cuvioși părinți, binecuvântată obște, iubiți credincioși, dragii mei, Hristos a înviat! Ne aflăm în Duminica Mirolosițelor. Ce înseamnă acest lucru? Și anume că ne aducem aminte astăzi de Maica Domnului, de femeile mironosițe, de bunicile și mamele noastre din totdeauna, de fiicele și surorile noastre, de femeia creștină în general. Am pomenit-o cea din timp pe Maica Domnului pentru că, prin excelență, Maica Domnului reprezintă partea feminină, maternă, sensibilă. Doar o femeie care se raportează la Maica Domnului este cu adevărat omul pe care l-a vrut Dumnezeu. Încă dintr-un început, în ceea ce o privește pe Eva, pe urmașele ei și mai ales pe urmașele Maicii Domnului. Așadar, o femeie adevărată, în orice situație și calitate ar fi, este cu adevărat un om al lui Dumnezeu, dacă se raportează corect la Maica Domnului. Încă o dată, și mă repet, ea este femeia prin excelență. Și ea a avut toate aceste calități pe care le-am enumerat. Ea a fost și mamă, a fost și o soră adevărată, a fost și o fiică credincioasă și cu minte. Și ea a devenit mama tuturor oamenilor. Ea a devenit sora tuturor mamelor. Și ea a devenit nu doar fiica a bisericii, ci biserica însăși. Pentru că Maica Domnului are acest chip strălucitor și minunat al bisericii. De aceea ea este și pictată pe tâmpla bisericii. Dincolo de catapeteasmă, pe bolta altarului, în absida altarului, este pictată Maica Domnului, care ne îmbrățișează pe toți, pe unul fiecare, ca pe fiii ei cei prea iubiți. De ce o pomenim astăzi pe Maica Domnului? Și de ce le pomenim pe femeile mironosițe? Și există o duminică în cinstea lor. Pentru că în toată această perioadă de la Sfintele Paști până la Înălțarea Domnului, noi aflăm un nor de mărturii, spune Sfânta Scriptură, aflăm mărturii despre Învierea Domnului Hristos. Mărturii pe care ni le-au lăsat apostolii, mărturii pe care ni le-au lăsat femeile mironosițe, mărturii pe care ni le-au lăsat oamenii contemporani cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și care l-au văzut pe acesta înviat din morți. Aceste mărturii sunt consemnate în Sfintele Scripturi, în Scriptura Noului Testament. De aceea suntem îndemnați ca să cunoaștem cu adevărat cine este Dumnezeu și mai ales cine este Fiul lui Dumnezeu întrupat, cel răstignit, omorât, înviat din morți și înălțat la ceruri, trebuie să citim Sfintele Scripturi. Și de asemenea să venim la Sfânta Biserică, unde revelația lui Dumnezeu este plenară pe cum este în Sfintele Scripturi. Ce înseamnă revelație? Dumnezeu ni se descoperă. Dumnezeu ni se descoperă în Sfintele Scripturi.
Dar ni se descoperă în biserică și prin cuvânt. Și mai ales ni se descoperă prin Sfintele Taine, în special prin Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie, care se întâmplă și care este împărtășită în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. O pomenim pe Maica Domnului, pentru că Maica Domnului, chiar dacă nu este consemnat acest lucru în Sfintele Scripturi, dar Sfinții Părinți au consemnat și în special Sfântul Grigorie Palaman, este cea din tâi care l-a văzut înviat pe Mântuitorul nostru, Iisus. Nu vi se pare dumneavoastră, mai ales celor care sunteți mame, că acest lucru este foarte firesc? Ca Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți să se arate din tâi, să-i vestească Maicii sale întâi învierea din morți? Așa este firesc. Sfintele Scripturi nu-ți consemnează acest lucru pentru ca să facă mai veridic acest amănunt. N-au consemnat Sfinții Apostoli ca nu cumva cineva să creadă că Maica Domnului a fost părtinitoare cu Fiul ei. De altfel, toate informațiile de Sfânta Scriptură pe care le avem despre Mântuitorul Hristos sau despre Maica Domnului însăși, nu sunt consemnate de Maica Domnului sau dictate efectiv de Maica Domnului. Deși eu am această credință și certitudine că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan s-a lăsat inspirat foarte mult de cuvântul Maicii Domnului. De ce? Pentru că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost cel care a luat-o pe Maica Domnului la sine. Știți momentul de pe Golgota când Mântuitorul în agonie îi spune Maicii Domnului, femeie, iată Fiul tău, desemnându-l pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, iar Sfântul Ioan, iată mama ta. Cred eu că Evanghelia, care este cea mai minunată dintre cele patru, a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, a fost șoptită, sugerată de Maica Domnului. Și celelalte cărți pe care le-a scris, epistolele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, inclusiv Cartea Apocalipsei. Dacă vreți, îngerul care i-a șoptit această carte Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, n-a fost altul decât Doamna Îngerilor, care este Maica Domnului. În tradiție și înțelegând printre rânduri în Sfintele Scripturi, cea din tâi care a primit vestea Învierii a fost Maica Domnului și cea din tâi care l-a văzut pe Mântuitorul Hristos înviat a fost Maica Domnului. Cine i-a vestit Maicii Domnului învierea Domnului Hristos n-a fost altul decât Sfântul Arhanghel Gavriel. Cel care i-a vestit și nașterea, întruparea din Fecioara Maria, cel care i-a călăuzit pe magi către locul nașterii. Să nu credeți dumneavoastră că steaua de la răsărit era un astru, era o stea așa cum credem noi astăzi, sau cum cred astrologii, sau cei care se ocupă cu aceste științe de a citi în stele. Nu. Steaua respectivă era o stea înțelegătoare. O stea care se arăta și se ascundea. O stea care călăuzea. O stea care avea o țintă precisă. Și acea stea nu era altceva decât Arhanghelul Gavriel. El a fost cel care i-a vestit Maicii Domnului și învierea Fiului ei prea iubit din morți. Și tot el, Arhanghelul Gavriel, a fost cel care i-a vestit Maicii Domnului momentul când ea va
va trece în veșnicie. Deci astăzi o pomenim pe Maica Domnului. Le pomenim pe femeile mironosițe și integrăm în această categorie a femeilor mironosițe pe toate femeile creștine. Din toate vremurile, din toate locurile. Și mai ales pe bunicele noastre și mamele noastre, care n-au făcut altceva decât să ne-l descopere în permanență pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel înviat din morți. Nu? Cine ne-a învățat pe noi să zicem rugăciunea Tatăl nostru? Cine ne-a învățat pe noi să facem semnul Sfintei Cruci? Cine ne-a învățat pe noi să zicem rugăciunea Îngerașul, de pildă, pe care o știu toți copilașii? Bunicele noastre și mamele noastre. Și ele sunt asemenea Maicii Domnului, care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, adică mamele noastre și bunicile noastre l-au născut pe Fiul lui Dumnezeu în ființa noastră, și ele sunt asemenea femeilor mironosițe, care neîncetat l-au slujit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci, dumneavoastră, femeile, în orice categorie și calitate v-ați afla, sunteți și trebuie să fiți femei mironosițe. Astfel, vă asemănați Maicii Domnului și, cu adevărat, deveniți femeia pe care a dorit-o Dumnezeu încă de la început. Și un ultim gând, izvorât din Evanghelia care s-a citit astăzi, vi-l pun la suflet tot dumneavoastră, femeilor, pentru că este ziua dumneavoastră astăzi. Astăzi este ziua dumneavoastră. Sunt și alte zile. Și toate zilele sunt a dumneavoastră, dar astăzi în special. În Evanghelia de astăzi aflăm un amănunt. Femeile mironosițe, îndreptându-se spre mormânt, se întrebau una pe cealaltă: cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Pentru că piatra de la ușa mormântului Domnului Hristos era foarte mare și foarte grea. Pentru ele, femei slabe, era imposibil să o îndepărteze. Sigur că acest lucru l-a făcut Îngerul și ele au găsit mormântul deschis. Dar întrebarea în sine rămâne și răspunsul ca atare. Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Și atunci vă spun dumneavoastră, dacă soții dumneavoastră, copiii dumneavoastră, sunt un mormânt închis, fără un Hristos înviat din morți, aveți această putere și această ascultare din partea lui Dumnezeu, încât puteți prăvăli piatra de la ușa mormintelor, soților și copiilor dumneavoastră. Astfel încât Iisus Hristos să învieze și în ființa lor. Și să nu uitați acest lucru. Dumneavoastră, în calitatea care o aveți, puteți prăvăli ușa de la mormintele sufletelor, soților și copiilor dumneavoastră. Așa să fie. Amin. Hristos a înviat.